Unul dintre cele mai mari spitale din România ar putea fi mutat. Secțiile Spitalului Floreasca ar urma să fie amenajate într-o unitate nouă. Deocamdată a fost stabilită doar locația în nordul capitalei, într-o zonă deja cu trafic intens. Noul spital ar trebui să aibă și saloane pentru pacienții cu arsuri, care sunt puși în acest moment pe lista de așteptare. În 4 ani, România va avea primul spital construit de la zero. Asta promit șefii din sănătate, dar și primarul sectorului 1. Însă pacienții și medicii așteaptă să vadă cu ochii lor minunea, pentru că până acum, doar în București au mai fost promise alte două unități mari. Un spital municipal care să preia cazurile din marile accidente rutiere, dar și un spital metropolitan. Avem un teren de 7 hectare 200 în zona de nord a Bucureștiului, unde vom construi un spital. Vom reloca cele două spitale, Floreasca și Spitalul de Arș. Noua locație este pe șoseaua București-Târgoviște, într-o zonă deja aglomerată. Iar în centrul capitalei, Spitalul Floreasca va rămâne doar pentru cazurile tratate în ambulatoriu. La fel și în cazul Spitalului de Arș, deși inițial a fost promisă o unitate nouă după standarde internaționale. Va fi un singur spital, deci nu vom vorbi despre un spital de Arș. Vom vorbi despre un centru de Arș în cadrul Spitalului de Urgență, centru de mari Arș în cadrul Spitalului de Urgență și va fi practic o singură structură. Erau pacienți care stăteau chiar și pe tărci. Asta este extrem de grav și extrem de greu de suportat ca pacient și în același timp pentru specialiști este foarte greu să lucreze în astfel de condiții. Noul spital va avea peste 800 de locuri, cu 50 mai multe decât capacitatea din acest moment a Spitalului Floreasca. Posibilități de extindere nu există, circuitele funcționale nu sunt cele ideale, unele dintre ele se întretaie. Accesibilitatea, o simțiți poate pe pielea dumneavoastră când veniți aici, o simt și pacienții, o simte și personalul, locuri de parcare. 450 de pacienți trec în fiecare zi ușile Spitalului Floreasca. Jumătate dintre ei ajung să fie internați. Ultima modernizare s-a făcut în 2012, când s-a construit noua unitate de primire urgențe. S-au investit 2,3 milioane de euro. Noul spital, care va fi construit în nordul capitalei, va costa 250 de milioane de euro, iar banii ar trebui să vină din bugetul primăriei sectorului 1.